Autorul tentativei de jaf de la Czech Bank din Cluj de anul trecut a fost prins de polițiști. Surpriza o reprezintă însă identitatea tâlharului. Este vorba despre un cetățean italian. Munca, vreau să vă spun că a fost foarte complexă, susținută. Vedeți și dumneavoastră că deja a trecut aproape un an de la momentul comiterii faptei. Se află în arest, nu preventiv din punct de vedere al procedurii românești, sub efectul unui mandat de arestare internațional pentru fapte comise în străinătate. Și-a recunoscut vina, a fost pus sub învinuire, a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de acesta și, repet, în momentul de față este la parchet. Pentru acest caz, polițiștii clujeni au colaborat cu cei italieni. Autorul tentativei de jaf a fost prins în 14 mai și are la activ și alte condamnări definitive. Este un client vechi al poliției italiene, cu preocupări infracționale pe acea parte. Nici aici nu prea și-a văzut de treabă, după cum probabil vedeți, și din câte știu eu, în acest moment, este în atenția și altor structuri de poliție pentru anumite fapte. Potrivit ziar de Cluj.ro, persoana în cauză este Roberto Sandrelli, un infractor cu experiență în jefuit case de amanet și bijuterii. În urmă cu aproape un an, în iunie 2018, acesta a încercat să jefuiască sucursala Czech Bank din cartierul Clujan-Mărăști. Tâlharul a intrat în bancă cu fața acoperită și a solicitat bani personalului băncii, amenințând oamenii cu un pistol, care însă era fals. Bărbatul a fost refuzat de o casieră și a părăsit banca în fugă. Cu doar 3 zile înainte, tot un bărbat a jefuit o sucursală Banca Transilvania și a fugit cu 20.000 de lei. Autorul jafului de la BT rămâne însă deocamdată necunoscut.